În ultimele trei zile, 11 frizării și o instituție medicală privată au fost închise deoarece nu au respectat măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Cel mai des, agenții economici prinși pe picior greșit nu realizează controlul medical al angajaților sau permit intrarea unui număr prea mare de persoane în încăperile unde își desfășoară activitatea. Au fost supuse evaluării 134 de obiective ale economiei naționale, inclusiv 90 de frizării, 19 farmacii, 7 instituții medicale, 9 instituții de comerț cu ridicată și cu amănuntul, etc. În total, în cele 3 zile de verificări, angajații ANSP au depistat abateri la 21 de unități economice, 17 frizării, 2 unități comerciale, o farmacie și o instituție medicală privată. 11 frizării și instituția medicală au fost închise pe un termen nedeterminat. Instituțiile vor trebui să demonstreze că au remediat neregulile pentru a primi acordul ANSP de redeschidere. Ceilalți antreprenori care au comis încălcări s-au ales cu amenzi sau cu atenționări. Suma totală a amenzilor aplicate este de 96.500 de lei. Angajatorul nu efectuează triajul medical al angajaților la începutul zilei de muncă. Adeseori se constată purtarea incorrectă a măștilor. Deci atât de către angajații instituțiilor care prestează servicii populației, cazuri de aglomerație a persoanelor în spațiile închise. Săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat că 32 de unități economice au fost închise pentru nerespectarea normelor impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Este vorba de 16 frizării, 7 farmacii, 4 instituții medicale private și 5 magazine.